Bună ziua, bun găsit la Delibriefing, briefing. Claudio Cazacu sunt. Mă bucur să ne auzim într-o nouă dimineață. Nu prea arată deloc ca vară, însă cred că o să mai avem puține zile senine mai, mai încolo. Pe piață nu este de asemenea o zi senină. Înainte de a începe discuția noastră, precizarea este că vorbim despre opinii, nu recomandări de tranzacționare și că instrumentele cu efect de livier conțin un risc mult mai ridicat față de instrumentele uzuale. Ele trebuie cunoscute și gestionate cât se poate de bine. Este esențial, nu e un disclaimer inutil, este esențial pentru o activitate profitabilă de, de trading, după cum a, probabil că deja în mod practic ați, ați observat. Fără risk management este aproape imposibil să obții câștiguri pe termen lung. Mergem la piața de capital germană cu o deschidere foarte interesantă, una pozitivă care părea a face dreptate umbrelor inferioare și apoi unui fel de evening star, unui fel de morning star sau hammer, putem să-l numim cum vrem, de ieri. Mai ales că venea într-o zonă dedicată, într-o zonă importantă, a unui trend anterior. Aici sunt pe un grafic ușor simplificat, fără toate reperele necesare, pentru că vreau să analizăm în primul rând... Aspectul general. Zona de 520 de puncte nu a fost răpus la nivel de închidere până acum. Ei bine, astăzi suntem mult mai jos, cu toate că deschiderea a fost una, una pozitivă. Nici acum piețele nu au reușit să spargă nivelul de 500 de puncte și s-ar putea să încerce o revenire pe termen scurt. Cred că lucrul acesta nu ar fi, nu ar fi imposibil, însă... Cu toate, cu toate acestea există un, un sentiment că totul nu este uh, roz în, uh, în piețele bursiere și că ceva s-a întâmplat. Ce este acel lucru care s-a întâmplat și mai ales care, sunt, uh, care este profilul de risc pentru, uh, pentru perioada următoare. Uh, ar trebui să mergem... Uh, în primul rând, la calendarul financiar, calendarul economic, să constatăm dacă aici au existat uh, surprize. Și o să ne uităm uh, uh, imediat la publicările de ieri. Weekly jobless claims în Statele Unite Pozitive, Philadelphia Fed uh, la două puncte iarăși peste așteptări, Conference Board Leading Indicators uh, foarte bun, Williams a avut într-adevăr o abordare puțin mai, mai hawkish, spunând că este posibil ca mai degrabă în curând și nu după o perioadă mai lungă să urmeze majorări ale ratei de dobândă. Dar nu e suficient pentru a genera o astfel de reacție. Ne uităm de asemenea la producer price index în Germania, minus 2%. E vorba de un minus al prețurilor la nivelul producătorilor Uh, mai restrâns decât cel uh, uh, anticipat, dar dincolo de un mic ajutor pentru moneda unică europeană, nu ar trebui să fie un game changer. Uh, ritmul de creștere al salariilor în Ungaria a încetinit la 5,7% în rest, aproape vid acest calendar. Deci nu e vorba de... Uh, nu e vorba de... Uh, elemente macroeconomice în primul rând. E vorba de aspecte geopolitice din punctul meu de vedere. Declarații recente vorbesc despre Germania care nu vede un final apropiat al sancțiunilor aplicate Rusiei și destul de recent văzusem, văzusem în fluxul nostru de date iată Armata rusă face exerciții în Crimea. Lucrul acesta se leagă cu avertismentele președintelui ucrainean referitoare la o posibilă invazie și poate determina o reevaluare a riscului geopolitic. Germania, ca piața europeană cea mai lichidă, considerând că Marea Britanie nu este neapărat piață, piață europeană. Deci în, în zona continentală, haideți să spunem așa, în zona continentală este piața cea mai lichidă, este o parte de intrare și este și o parte de ieșire atunci când capitalurile simt ceva pericol. Și iată că dintr-o deschidere extrem de bună la ora 9, totul a mers în jos și am pierdut peste 100. 30 de puncte. Aici există pe un M15 un fel de hammer, s-ar putea, dar e nevoie de confirmare în astfel de situații, s-ar putea să există un ricoșeu pozitiv pentru o vreme. Totuși, mie mi se pare că riscul este notabil de a continua în sens descendent. Și am discutat despre acest risc și referitor la piețele de capital din Statele Unite. Ele nu arată nici pe departe la fel de rău, ceea ce înseamnă că e o problemă mai mult europeană. Uneori te poți gândi la uh, rezultatele unor, uh, uh, unor companii europene, te poți gândi la, uh, la aspecte macro dar am văzut că nu poate să fie, sau nu pare să fie neapărat vorba despre asta. Ioanul în plus s-a depreciat spre 6,65 dolari ioan ceea ce defavorizează în mod asimetric, în primul rând, piața de capital germană. De aceea eu aș spune că cu toată oprirea temporară la nivelul de 10.500, și cu toată posibilitatea de a genera aici un hammer pe M15, încă nu este anihilată. Să vedem cum închide, cum închide acest candlestick peste 11 minute, chiar dacă mergem inițial în jos. Cu toată această posibilitate, pe termen scurt nu este de, de, neimaginat așa ceva, totuși aș vedea în cele din urmă riscuri considerabile orientate, orientate mai degrabă descendent. În, în, cele din urmă. Dacă avem o revenire, ea se poate întâmpla spre un 540 de puncte 550, mai sus rezistența ar fi 575, cam pe aici ar trebui să se, să se considere uh, încheiată o eventuală, uh, o eventuală corecție pozitivă dacă ea se va petrece. Uh, cred că e vorba de o nervozitate inclusiv în, uh, în uh, zona uh, financiară. De exemplu, uh, un, uh, un scandal recent uh, se... Alipește din nou de munte dei Paschi di Siena, care, care are acum CEO-ul în, în anchetă pentru o posibilă falsificare a contabilității. Nu e ceea ce îți ce dorești în momentul în care acțiunea ta a pierdut aproape, aproape tot din valoare. O să ne uităm pe un indice din Italia, de exemplu, dacă tot suntem în zona bursieră. Și vedem o evoluție considerabilă descendentă și în termen procentual peste cea din, din Germania. De exemplu, 600, aproape 16.600 de puncte, chiar la un moment dat peste în această dimineață, acum suntem spre 300 de puncte. Ce înseamnă asta? Înseamnă cam 2% mai mult decât am văzut în, în Germania deci exprimarea unor opțiuni descendente a fost mult mai agresivă aici în, în piața, în piața italiană. Mă uitam pe câteva întrebări înainte de a trece mai departe. Corecția optimismului văzut în ultimele zile, asta să fie scăderea actuală. Optimismul din ultimele zile a creat o bază, dar nu aș vedea neapărat doar o corecție normală a optimismului aici. Aș vedea o reală preocupare față de viitorul apropiat și mediu, din motive variate întrebarea ar fi o altă întrebare. Ce caută Gold la 1347? Este o întrebare foarte bună. În mod normal, dacă driverul principal ar trebui să fie, ar fi geopolitic, ar trebui ca aurul să crească mult mai puternic. În același timp ne uităm la euro USD ca un proxy pentru aur și constatăm că dolarul se întărește. Deci cumva câțiva dolari pe uncie ar putea să fi fost eliminat, să fi fost rași de către, de către contextul actual în care USD-ul este mai puternic. Aurul pare un pic, un pic de într-adevăr. Cred că o reevaluare a așteptărilor de politică monetară referitoare la Fed poate să fie unul dintre motive. Bun, o altă observație, două sectoare care trag piețele europene în jos, telecomunicații, telecomunicațiile fiind printre, printre ele. Um, sunt sectoare care trag piețele în jos, dar um, când ai o depreciere de, de peste 1% pe indice e destul de clar că s-a întâmplat ceva, nu e um, vorba decât de o expresie um, relativă într-un sector mai agresivă, poate datorită unor, uh, unor uh, situații localizate acolo, dar întreaga piață este mai, mai slabă. Um, Bun. Deci am trecut foarte rapid prin mai multe instrumente să, să concluzionăm aici legătură cu piața germană. Chiar dacă vom avea o revenire, cred că scenariul de bază este al unei reveniri corective și al unei mișcări descendente care să continue, fiindcă printre altele am ieșit din canalul de trend și, în al doilea rând, și destul de important, din punctul meu de vedere, pentru că ceea ce se întâmplă în zona Crimei, posibilă înfruntare între Rusia și NATO, este un risc tot mai aproape de materializare. Poate nu o înfruntare militară directă, dar în orice caz o escaladare a unui potențial conflict, ceea ce e de asemenea tratat în mod serios de către piețe și mai ales de către piața germană. De aceea, mă gândesc că fără un eveniment exterior, piața ar putea coborâ pe parcursul sesiunii de astăzi spre 470 sau chiar 443 de puncte. Dar probabil că acum un mic episod de, de vânzare s-a concretizat deja și că există o nevoie de a lua o scurtă pauză. Asta în legătură cu în legătură cu piața de capital germană. Ne putem reorienta în sens optimist, abia dacă închidem peste linia de trend, deci peste 10.600 de puncte, în această după amiază sau puțin mai jos pe seară 10.585-590. Abia de acolo avem în vedere din nou 650, 693 și așa mai departe. Altfel percepția este ușor descendentă. Chiar și... În cazul pieței americane, aparent foarte puțin tulburată de ceea ce s-a întâmplat, chiar și aici există, există un risc, fiindcă suntem în zona maximă și aparent totul este liniștit, dar mă, mă întreb care ar fi motivul esențial pentru ca traderii să vadă din nou, din nou o șansă ascendentă, să vadă că titlurile uh, pieței de capital sunt ieftine. Nu, nu găsesc foarte ușor astfel de, de motive. Din potrivă, cred că există multiple motive de prudență. De aceea aș vedea și aici un risc pe parcursul sesiunii de a coborî spre 425, 400 de puncte sau 379. Uh, în uh, cazul în care spargem 379, cred că vorbim de o corecție în câteva sesiuni mult mai amplă, spre 200 de puncte sau mai jos. Bun. În cazul în care avem totuși o revenire, ne uităm la 578 și 624, maximul istoric, peste acesta, probabil zona 650-660 ar fi de monitorizat. Vreau să trecem acum la petrol, chiar dacă e o succesiune puțin neuzuală, fiindcă... Am văzut niște explicații pe, pe niște fluxuri de știri legate de petrolul mai slab care ar fi tras în, în jos piețele acum. Eu cred că nu este aceasta cauzalitate. Cred că ajustarea petrolului are de a face cu o anumită diminuare a încrederii într-o într întrunire de luna viitoare din Algeria între statele OPEC și state non-OPEC. Uh, și mai mult... Uh, vine ca o corecție naturală de data aceasta după un parcurs foarte bun. În termeni procentuali, haideți să ne gândim că eram aproape de 40% la începutul lunii. Când ne-am apropiat ieri de 50 de dolari pe baril, avusesem un salt de aproape 25%, ceea ce este absolut remarcabil în termeni procentuali și permite permite marcări de profituri și am, aviz, am văzut și semnale tehnice. Într-adevăr, poate că traderii s-au uitat și la piețele bursiere și au zis, ok, dacă acolo scad, acolo se indicii scad, haide să vindem și aici. Este o piață care teoretic ar fi trebuit să aibă un sprijin în legătură cu tensiunile, provenind spre tensiunile în zona estică a Europei. Cred că acest factor a contat uh, și toate elementele pe care le-am mai discutat, inclusiv folosirea de către Rusia a Iranului ca a unei baze din Iran pentru a ataca Siria, uh, inclusiv uh, informația care nu a fost confirmată ulterior despre mutarea unor arme nucleare dinspre Turcia spre România, uh, lucrurile acestea sunt... Uh, uh, sunt uh, cumva niște vitamine pentru, uh, pentru instrumente precum aur sau petrol, în general, nu întotdeauna și nu în același în același ritm. Dar uh, ele uh, trebuie privite cumva și în context. Odată uh, un, un efect aș fi avut dacă uh, prețurile erau pe la 41% și cu totul altul că prețurile sunt uh, după un raliu de 25%. Uh, în acest context eu aș spune că petrolul este în continuare vulnerabil. Uh, nu văd uh, diversele estimări. Problema este că în piața petrolului nu se știe cu siguranță, uh, cu exactitate, care sunt uh, uh, rezervele, care sunt capacitățile depozitate. Vorbim de estimări, dar că în piața este relativ... Uh, aproape de echilibru, variații altfel, alte ori mici, de ordinul 500.000 de mii de barili, un milion de barili, 2 milioane de barili, care în alte vremuri nu prea contează, acum contează și cumva o bănuială că unele dintre, dintre state ar produce mai mult sau altele ar fi afectate, schimbă foarte rapid, mai ales din punct de vedere speculativ, echilibrul de forțe. Acum însă cred că tehnic și conjunctural suntem expuși unor alunecări. Sub 48-50 ne uităm la 48-47-37 și apoi poate acoperea ghepului. Nu știu dacă ajungem până acolo, însă aș fi destul de tentat de uh, o opțiune descendentă aici pe petrol. Vă spun foarte, foarte sincer. Uh, nu știu dacă e cazul să, uh, să deschidem o poziție sau nu având în vedere faptul că un stop loss adevărat ar trebui să fie foarte sus, peste 49-41, mediu la 48-86 nu e imposibil să fie atins. Deci nu voi, nu voi deschide acum nicio poziție. Voi trece la aur, aparent foarte liniștit, rămâne în același range, ba chiar are un pic de presiune descendentă. Comentariile lui Williams sunt, sunt interesante. Erau preluate aici, ok, iată. Uh, wage growth is starting to pick up, deci uh, salariile încep să, să crească și tot mai uh, puternic. Uh, rate hikes sooner rather than later. Increasing rates makes sense. Um, iată și o veste pentru petrolul era cu la... A reluat exporturile dintr-o regiune care fusese afectată anterior de conflict și operează printr-o conductă deținută sub control, aflată sub controlul curzilor. Lucru ce afectează negativ petrolul, acea, acea informație. Dar pentru gold, aici văd o dinamică laterală sau ușor descendentă pe termen scurt. Suportul rămâne deva spre 1340-1341. Eventuale raliuri sunt ținute deocamdată în șah de această reorientare a Fedului către, către o abordare hawkish. Au transpus cumva probabilități traderii această nouă perspectivă nu, probabilitatea este tot 15% pentru septembrie, dar uh, vorbim de traderii de, de la CME, pe un instrument specific, uh, dolarul însă a recuperat și continuă să recupereze, la fel și, uh, și, și în fața euro și în fața lirei sterline și vom vedea și în alte piețe, ceea ce uh, nu trebuie să treacă neobservat. Uh, deci e cumva un echilibru, iar din punctul meu de vedere, range-ul este opțiunea preferată pentru o vreme. Și range-ul nu înseamnă lipsa oricărei oportunități de trading, doar tehnici cu totul și cu totul altele decât în cazul trendurilor. 300, 1353 rezistență și 1355 nivelul superior, apoi 1356, dar abia peste 1360 începe să fie mai interesant parcursul aurului. Aș vrea să trecem la EuroSD o opțiune de scenet. acum după ce ajutesem foarte sus ieri, am discutat în mare, cred că ieri despre ce înseamnă zona 113 -1 Sigur, nu e foarte precis când spui 113 -1 dar e mai bine decât a fi cu totul în în ceață. E o zonă de unde apar, în mod marcări de profit și vânzări de euro. În plus, această atitudine pozitivă referitoare la dolar, provenind din comentariul lui Williams și nu numai, și am avut și comentarii anterioare ale altor oficiali. Și, în plus, situația geopolitică deloc liniștitoare. Trag euro în jos. Probabil că vom putea sparge 1.13 și vom aluneca undeva spre 1.12.60. Un German PPI 0.2% lunar pe plus nu este suficient pentru a opri o, o, corecție, o corecție ce încă se desfășoară. Rezistența este la 1.13.17 și 1.13.43. Din punctul meu de vedere, trendul mai larg poate să ia o pauză deocamdată, dar el nu este înfrânt până nu închidem sub 1.12.35, ceea ce încă nu este chiar la îndemână. Încă. Să vedem ce se mai întâmplă în acest weekend, fiindcă mie mi se pare că situația din regiune trebuie monitorizată cu o maximă atenție. Mergem la... GBPUSD, și aici o presiune descendentă nu parcă la fel de agresivă ca în cazul euro. Ceea ce e interesant, se întâmplă parcă o, o schimbare de percepție în legătură cu uh, Marea Britanie. Și asta cu toate că uh, avem uh, o reducere a împrumuturilor în sectorul public mai mică decât cea așteptată, cu alte cuvinte e o veste negativă pentru lira sterlină. Și chiar cu această veste negativă și cu un dolar puternic, nu avem o corecție agresivă, este doar una în trepte. Unii s-ar putea gândi aici la un fel de micro head and shoulders. Eu aș spune doar că există, din punct de vedere tehnic, un potențial descendent pe termen scurt, până sub 1.31, probabil apropiat de zona vârfurilor anterioare. 1.3087 ar fi interesant ca suport. Văd chiar un mic risc de a merge sub această zonă, spre 1.3050. Totuși, dinamica preferată este mai degrabă de oscilații în jurul mediei aceste linii centrale a acestui interval pe care îl respectăm de câteva luni deja, 1.28, 1.34. Pentru USD, într-o zi în care nu avem date macro importante, va conta în primul rând sentimentul referitor la riscul militar, geopolitic. Dacă acesta bate în retragere, atunci euro și GBP USD pot avea reveniri spectaculoase. Însă dacă e în continuare alimentat cu informații nelinștitoare, vom putea vorbi la finalul sesiunii de un GBP USD spre 1.30. Și meu de bază este să nu avem prea multe vești noi, să coborâm să răm un 1.30-60-30-70 și să revenim ulterior. E o ipoteză, pur și simplu o ipoteză. Voi, dacă voi fi atent la, la, știri și mă va interesa vreo, vreo, tranzacție, va trebui să, să verific foarte des news, trader, stock și eventual eventual uh, o sursă precum, uh, precum Bloomberg sau Reuters. Una dintre ele, nu cred că e nevoie neapărat de ambele. Uh, mergem la dolar-yen. Am trecută date rezonabile din Japonia. Ce e interesant este că perechea pare să fi calmat. Adică nu mai avem fluctuații mari, e cumva în așteptare, aparent liniștită. Uh, și asta cu toate că Ioanul s-a depreciat și cu toate că nici în, China situația nu este foarte, foarte roz. Mă refer la Marea Chinei de Sud. Ei bine, în această perioadă aș spune că e destul de greu de aplicat analiza tehnică, cel puțin până când nu se definește vreun pattern clar. Pur și simplu ar trebui să fim în așteptare pe dolar yen dacă suntem deja într-o poziție. Ca idee, bănuiesc că range-ul între 100 și 100,4 va fi, va fi hașurat în continuare. Mă gândesc că, atât din punct de vedere tehnic, cât și fundamental, ușor, înclinând în această direcție, avem o posibilitate mai pronunțată de a merge sub 100 din nou și de a continua parcursul descendent. Și asta fiindcă că yenul este preferat în momente de nesiguranță generală. Dolarul este o monedă de refugiu, dar între dolar și yen se simte o preferință pentru yen. Uh, rezistența este la 100,8 și dacă spargem acest reper, ne uităm la 101,17 și 101,40. Bun, ne uităm uh, la AUDUSD. În uh, Scăderea accentuată. AUDUSD nu s-a dezmințit ca instrument marker al apetitului pentru risc și când avem scăderi, precum cele din piețele europene și un dolar mai puternic, lucruri care au fost, nu au fost legate, au, fost, au venit pe două canale diferite, deci avem o, un efect stereo aici asupra audeului. Când avem un, un astfel de, de pattern, atunci perechea se ajustează. Pierdele au fost notabile și în, și în zona asiatică, deci nu e vorba doar de efectul scăderilor bursiere de astăzi. A fost un dolar mai puternic și posibilitatea unor majorări dinspre Fed. M-aș uita în primul rând la nivel de suport de la 75-73. Cred că piața ar putea ajunge acolo mai jos avem 66 și 28. O închidere pe H1 sub linia de trend cred că ne-ar putea duce în etape, deci cu pauze și cu corecții de câteva de poate 10-20 de, 10 de pips, dar în cele din urmă ne-ar putea duce și spre 75-28. Acesta pare a fi fluxul dominant al zilei de astăzi. Uh, rezistența inițială aș vedea -o la 76-24 și apoi mai sus 76-43. NZD relativ calm, dar am văzut de multe ori uh, mișcări de genul acesta care par a fi uh, total inocente și după aceea sparg linia de trend și merg puternic în jos. Deci uh, aș aștepta poate o alunecare suplimentară înspre 72-30 și de acolo m-aș gândi dacă cumva avem o spargere la 72.28 și mai degrabă la 72.02. Mai mult decât atât, vizibilitatea devine restrânsă. Am avut sosiri turistice numeroase, plus 3% aproape, 2.9% în Noua Zeelandă și un consum folosind cardurile de credit în creștere cu 5,6% analizat, ritm mai ridicat decât cel de 4.1 anterior. Deci NZD-ul ar trebui să coboare frânat. Pe leu revenim în zona 4.46-4.47. E o așteptare, cred, destul de încordată în momentul de față. Am văzut doar un anunț macro referitor la locurile de muncă vacante. 1,23% în trimestrul al doilea, cu 0,04% sub trimestrul precedent. Este un indicator de o cantă destul de puțin urmărit. Leul însă nu se depreciază având în vedere situația din regiune. Aici vorbim de ajustări tehnice, deci statul de la 4,45-90 la 4,46-50 ține de acel spread restrâns. Altfel, nu pare a fi deloc pus, pus în mișcare. Drept vine după o spargea lui 4.47 și e într-o logică corectivă, dar deocamdată destul de, destul de detașat. Nu știu dacă ar rămâne și probabil că nu ar rămâne așa dacă am vedea chiar mișcări militare și nu doar discuții și exerciții ca până acum. Cred că pentru sesiunea de astăzi există în primă fază un short risk de, sau potențial descendent, cum vreți să-l să vedeți, suport la 4,4588 și apoi 4,45, dar mai greu de ajuns acolo. Rezistența ar fi la 4,4750 acum și mai sus la 4,4850. Pentru zilele următoare, 4,4850 ar fi mai, mai interesant, având în vedere această perioadă a, a lunii, dacă nu avem evenimente geopolitice majore, Leul ar putea coborâ în ușurel sub 445 4,4590 pentru câteva zile în debutul săptămânii viitoare. Atenția rămâne focusată din punctul meu de vedere și pe piețele valutare, cu un euro-oCD în continuă ajustare, dar și pe mult mai volatilele piețe de capital care, iată, acum par a reflecta într-adevăr ceea ce discutam pe un 15 un debut de corecție pozitivă. Dincolo de, de acest debut însă trebuie monitorizat cu maximă atenție dacă piețele vor avea forță să meargă mai sus sau vor rămâne sub imperiul liniei de trend descendente. Date macro nu avem prea multe. Astăzi mai sunt cifre din Canada, Core CPI și Core ETA 6, 0, respectiv 0,3% cifre anticipate. Dolarul canadian va reflecta însă în bună parte evoluția petrolului WTI. Dacă înțelegem ce face WTI, înțelegem ce face CAD-ul și WTI va merge invers față de USD-CAD în majoritatea timpului. Mulțumesc pentru participare. Sper să navigați cu bine ape din nou agitate. O zi frumoasă, un weekend plăcut după aceea și toate cele bune. La revedere!